În noaptea de miercuri spre joi, polițiștii de frontieră suceveni au observat în apropierea frontierei de stat, pe raza localității Climăuți, trei persoane care transportau mai multe colete voluminoase de la Fâșia Verde spre interiorul țării. Pentru că suspecții au încercat să fugă, polițiștii de frontieră au executat două focuri de avertisment în plan vertical. Profitând de întuneric, doi dintre suspecții au abandonat țigările și au reușit să fugă pe teritoriul Ucrainei. Al treilea suspect, un cetățean ucrainean în vârstă de 25 de ani, a fost reținut. În zonă au fost descoperite 9 colete în care se aflau 4.990 de pachete cu țigări fabricate în Ucraina, în valoare de aproape 50.000 de lei. Țigările au fost confiscate, iar tânărul ucrainean este cercetat pentru contrabandă și trecerea ilegală a frontierei de stat.